Bună ziua, dragilor! Astăzi vom discuta despre colectarea selectivă a deșeurilor. În primul rând, haideți să aflăm de ce este important să colectăm selectiv. Conform unui raport al Ministerului Mediului, în țara noastră, cantitatea de deșeuri municipale ajunge la 5 milioane de tone pe an, din care doar 13% sunt reciclate. Puțin dintre noi știm că aproape 80% din tot gunoiul din depozitele de deșeuri ar fi putut fi reciclat. Cu relativ puțin efort de a separa gunoiul, putem ajuta la reducerea poluării, contribuind la păstrarea apei curate, conservăm resursele neregenerabile și reducem consumul de energie. Să aflăm cum se face corect colectarea selectivă. Din 1 iulie 2019 este obligatorie colectarea selectivă separată a deșeurilor pe 4 fracții. Prima, plastic și metal. Se colectează în recipientul galben la blocuri, respectiv sacul menajer galben la case. Recipientele din plastic sau peturile se clătesc cu apă rece, ambalajele din plastic care nu se pot curăța se colectează la deșeuri reziduale. Se scoate dopul și se presează, astfel economisindu-se spațiu. Trebuie introduse în recipientul galben bidoane și cutii din plastic, pungi din plastic, ambalaje de protecție din plastic, jucării de plastic, doze de băuturi, cutii de conserve, cutiile Tetra Pak, cum ar fi cele de lapte și suc. Nu trebuie introduse în recipientul galben produse combinate din metal și plastic, polistiren din construcții, cutii sau bidoane cu resturi de vopsea, diluan sau alte substanțe chimice periculoase, deșeuri medicale, cum ar fi, spre exemplu, seringile folosite. Hârtia și cartonul se colectează în recipientul albastru la blocuri, respectiv sacul menajer albastru la case. Prin împăturire se economisește spațiu. Se introduc în recipientul albastru reviste, ziare, maculatură, plicuri, cutii, fotografii, cartoane de ouă, cutii de pizza, curate și uscate. Nu se introduc în recipientul albastru hârtie și carton ce conțin reziduri de mâncare, șervețele și hârtie de bucătărie folosite, hârtie de ambalat lucioasă. Sticla se colectează în recipientul verde la blocuri, respectiv sacul menajer verde la case. Ambalajele din sticlă se clătesc înainte de debarasare. Trebuie introduse în recipientul verde ambalaje din sticlă fără capac, borcane fără capac, damigene, ambalaje din sticlă de la produse cosmetice și altele. Nu se introduc în recipientul verde oglinzi, geamuri, produse din porțelan sau ceramică, cristal, vase rezistente la căldură. Deșeurile reziduale sau amestecate reprezintă totalitatea deșeurilor care nu se pot recicla. Ele trebuie introduse în recipientul gri. Cuprind resturi de mâncare, cum ar fi carne, lactate, vegetale sau ouă, scutece de unică folosință, absorbante, reziduurile sau excrementele animalelor de casă, conținutul sacului de la aspirator, mucuri de țigară, șervețele folosite, ambalaje foarte murdare, cioburi de ceramică și porțelan, veselă de unică folosință foarte murdară, cenușa de la sobe, dacă în afară de lemn se ard și cărbuni, resturi vegetale din curte, dacă sunt tratate cu pesticid, lemn tratat sau vopsit. Nu se introduc în recipientul gri deșeurile textile, încălțămintea, pământul, nisipul, pietrișul, deșeurile de echipamente electrice, electronice, bateriile, acumulatorii, componente ale autovehiculelor, cum ar fi piesele din dezmembrări, anvelope, deșeuri din construcții și demolări, deșeuri voluminoase, precum mobilierul, covoarele și saltelele. O fracție importantă care nu se regăsește din păcate în lege este cea a deșeurilor biodegradabile. Dacă locuiești la casă, din deșeuri biodegradabile poți obține în propria gospodărie compost, un excelent îngrășământ pentru plantele din jurul casei și pentru pământul din grădină. Dacă totuși ai un recipient special pentru deșeuri biodegradabile, de obicei se folosește unul de culoare maro și în el se introduc resturi de fructe și de legume proaspete sau gătite, resturi de pâine și cereale, zas de cafea, resturi de ceai inclusiv pliculețe, coș de ouă, coș de nucă,
cenușă de la sobe, când se ard numai lemn, rumeguși, fân și paie, resturi vegetale din curte, frunze, crengi și nuiele mărunțite, flori, plante de casă, bucăți de lemn mărunțit, ziare mărunțite, carton mărunțit sau șervețele de hârtie mărunțite. Nu intră la deșeuri biodegradabile resturile de carne și pește, gătite sau proaspete, resturile de produse lactate, ouă întregi, grăsimile animale și uleiurile vegetale, excremente ale animalelor de companie, cenușa de la sobe dacă se ar și cărbuni, resturile vegetale din curte tratate cu pesticide și lemnul tratat sau vopsit. De asemenea, există și categorii speciale de deșeuri. Printre acestea se numără deșeurile vegetale provenite din toaletări de arbori, arbuși, tuns gard viu, cosit iarbă. La brocuri, deșeurile vegetale rezultate din toaletarea spațiilor verzi aferente asociațiilor de proprietari din domeniul public se depozitează pe spațiul verde, în zona cu acces auto, cu respectarea perioadelor de toaletare și cu anunțarea serviciului spații verzi din cadrul primăriei. La case, ridicarea acestora se face de către operatorul de salubritate, contracost, în baza unei solicitări. Deșeurile voluminoase, cum ar fi mobilierul, covoarele și saltelele. Colectarea lor se face cu titlu gratuit în cadrul campaniilor de colectare în baza unui program stabilit. În afara programelor stabilite, colectarea se va face în baza unei solicitări contracost. Deșeurile textile, îmbrăcămintea și încălțămintea uzată, pot fi depuse în containerele Asociației Caritas în vederea sortării și reciclării lor. Harta containerelor din țară se găsește pe www.containeretextile.ro. Deșeurile din construcții se ridică contracost de către operatorul de salubritate la solicitarea beneficiarului. Deșeurile de echipamente electrice și electronice. Colectarea acestora se face cu titlu gratuit de operatorul de salubritate de la punctele gospodărești în baza unui program stabilit de primărie. Acum vă propun rezolvarea următoarei sarcini de lucru. Răspundeți la următoarele întrebări. Voi colecta selectiv deșeurile? Dacă răspunsul este nu, explicați de ce. În localitatea voastră, cum sunt colectate deșeurile speciale? Aștept răspunsurile voastre în secțiunea de comentarii a acestui video. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc succes!